Programul eparhial Slujire și Economie, desfășurat în Episcopia Caransebeșului anul acesta, s-a încheiat astăzi. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian s-a întâlnit de această dată cu preoții ce fac parte din cercul pastoral misionar Caransebeș. Astăzi s-a desfășurat ultima întâlnire din cadrul programului Slujire și Economie, desfășurat anul acesta în Episcopia Caransebeșului. Pe parcursul celor 10 întâlniri, preoții au prezentat provocările întâmpinate în parohiile lor, dar și metode prin care pot veni în sprijinul celor aflați în nevoie. Cu ajutorul lui Dumnezeu am încheiat acest proiect eparhial, prin care ne-am dorit să îi ascultăm pe toți preoții din eparhia noastră, să observăm problemele cu care ei se confruntă în parohiile pe care le păstoresc și totodată să ascultăm, iată, în cele 10 întâlniri pe care le-am avut în acest an, 20 de referate. Preoții au fost receptivi la toate îndemnurile noastre și totodată ne-au subliniat problemele cu care ei se confruntă și împreună am încercat să găsim o rezolvare. Pentru că din ce în ce mai multe provocări se ivesc în pastorația și misiunea preoților noștri. Ne-am bucurat că în urma împărtășirii acestor experiențe, fiecare dintre noi am avut posibilitatea să descoperim soluții noi și metode noi de pastorație și totodată, la nivelul parohiilor noastre, să ne întoarcem cu forțe proaspete și să încercăm să punem în aplicare, din punct de vedere pastoral, misionar și administrativ, aceste soluții pe care le-am discutat și ni le-am împărtășit unii altora, pentru ca pe mai departe să avem mai mult succes în ceea ce privește desfășurarea activităților noastre la nivelul parohiilor noastre. În cadrul întâlnirii au fost susținute două referate privitoare la provocările actuale ale pastorației persoanelor vârstnice și misiunea prin intermediul muzicii bisericești. Am considerat necesar să fac o delimitare conceptuală a vârstniciei într-o abordare pluridisciplinară, sociologică, psihologică, medicală și teologică, nu în ultimul rând. Referitor la exodul tinerilor, am folosit ultimile date statistice furnizate de principalele instituții de gen din țară și străinătate. Putem afirma că Biserica Ortodoxă Română oferă asistență socială într-o perspectivă conjugată cu asistența socială oferită de instituțiile publice, redescoperind și redefinind și manifestând mereu înnoit conceptul de filantropie creștină. Am prezentat referatul cu tema pastorație și misiune eclezială prin intermediul muzicii bisericești, în care am încercat să prezint rolul pe care l-a avut muzica bisericească încă din primele viacuri creștine și, bineînțeles, rolul pe care îl are muzica bisericească și astăzi. Am prezentat istoricul slujbelor bisericești și cum se desfășura cântarea liturgică, cântarea de strană atunci, dar am punctat și contribuția Episcopiei Caransebeșului în anul acesta comemorativ în ceea ce privește muzica bisericească. Programul eparhial Slujire și Economie a cuprins 10 conferințe, în cadrul cărora Preasfințitul Părinte Lucian s-a întâlnit cu preoții din cele 4 protopopiate ale eparhiei.